Începem? Sunteți de acord? Dispoziție privind convocarea Consiliului Local, ultimă ședință ordinară. Primarul Comunei, ultimul județ Bacău. Continuă dispozitivul articolului 39 și articolul 68 alineat 1 de legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare, dispune. Articolul 1 alineat 1. Se convoacă Consiliul Local Buciu în ședință ordinară în data de 18 mai 2016, orele 12, la sediul primăriei Comunei Buciu. Ordinea de zi este 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al Comunei Buciu pentru membrii anul 2016, inițiator primarul Comunei Buciu. 2. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen al mandatului de consilier local al domnului Matia Florian, inițiator primarul Comunei. 3. Raportul privind starea economică, socială și de mediu al Comunei Bucium și modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local Bucium în anul 2015, prezentare primarul Comunei. 4 diverse. Domnule președinte, pentru bună desfășurare, luați-vă în serios. Supunem la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Abținere împotrivă. De asemenea, să punem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul primar, vă rog să prezentați punctul din ordinea zi. Raportul din încheierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 1 2016 al Comunei Buciu. Doamnă și domnul consilier, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 al anului 2016 al Comunei Buciu și se privește două aspecte. Secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoarele din legea numărul 217/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010. Astfel, puteți constata care au fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 1 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Având în vedere aceste considerente, te rog analiza și dezbatere proiectul de hotărâre. Domnule președinte, punctul de vedere al comisiei este, comisia este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat de către domnul primar privind aprobarea contul de execuție bugetară, ați avut posibilitatea să consultați cele două anexe, unde se văd încasările, dar așa cum procedăm de fiecare dată, a devenit o cutumă, la fiecare sfârșit trimestru trebuie să aprobăm acest lucru. Cine este? Și înainte de a supune la vot, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, cine se înscrie? Nefiind alte discuții la acest proiect de hotărâre, supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, în unanimitate. S-a votat. Vă rog frumos să prezentați punctul 2 după ordinea de zi. Referat constatator prezent încetarea înainte de termen a mandatului de consilier pentru domnul Matia Florian și declararea ca vacantă a acestui mandat. Subsemnații Cosma Fănică, primarul Comunei Buciu, județul Bacău și Bilei Elena, secretarul Comunei, având în vedere constatarea cu ocazia afișării listelor de candidați pentru alegerea Consiliului Local Bucium din data de 5 iunie 2016, faptul că domnul Matia Florian, consilierul local, a ales în această funcție pe listele Partidului Conservator și a schimbat opțiunea politică, data întocmirii listei de candidați, fiind 6 aprilie 2016. Propune încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru domnul Matia Florian cu data de 6 aprilie 2016. Propunerea se încadrează în prevederea articolului 9, alineatul 2, litera H, articolul 9, alineatul 3 și 4 și articolul 12 din legea numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificări și completări ulterioare. După cum știți, orice consilier care trece la alt partid se face încetarea de drept. Cu data care este. Găsit pe listele altui partid. Da, cuvântul președintelui Comisiei Juridice pentru a-și expune părerea și punctul de vedere, bineînțeles. Membrii Comisiei Juridice au analizat proiectul de hotărâre, sunt de acord în unanimitate. Îl cunoaște pe domnul Matiaș,
este și a fost un om de nădejde pentru Comuna Ambuciu. Mulțumesc. Vorbesc frumos de el, că a trecut la PSD. Mulțumim domnului Călin, înscrie la comunii. Domnul Toate, la cineva? Poate? Domnul Mihalache, la cineva? Doamna Rodica. Aici, mă? Încă nu poți să-mi domnul Toate. Aveți cuvântul, domnul. Da. Domnul Mateaș a fost la PSD. A venit la... prin sarcină de partid la POR. Sau la PC. Se chema PC, pardon. Inițial a fost POR. Și acum a revenit la MAC. La MAC. Da. Ce se întâmplă? Partea morală e... Mai ales cum a și afectat. Și la vremea aia, USD-ul era format din PSD și PNL. Eram candidatul PNL-ului. Și la Bacău, domnul Stavarache, era să zic ceva, dar n-am ce să mai zic, și domnul Antonescu la București au hotărât că se face USL cu... Nu că m-am azilit, nu m-am azilit nimeni. Deci nu e vorba de frustrare aici, e vorba de partea morală a politicii. Care, până la urmă, se va asana, pentru că dacă nu asanează, nu se asanează prin echilibru forțelor politice, prin existența unei opoziții, că fără opoziție nu se poate, dacă nu este opoziție, este DNA, este Dumnezeu, este... Sunt mai multe. Deci un echilibru se va conform vieții pe pământ. Deci noi n-am nicio obiecție, bineînțeles că sunt de acord, dar privind retrospectiv așa, mai ales că domnul Mihalache a fost la PNL, a beneficiat de ordonanța 55 și imediat a trecut la PSD. El a trecut mai repede. Da, mișto face parte din... Mai e unul sus la vârf care face mișto și are multe probleme. Da. Le doresc. Domnul președinte, puteți să faceți ordine în... Vă ascultăm, domnul. Păi, dar mă ascultați, dar cum? Cu bruiere? E ultima ședință de da. Deci, în final, asta e metoda de intimidare, știți? Nu vă intimidați, nu-i continuat, domnul, chiar da. Vă schimbă la cuvântul să... Da, păi da, domnule. Deci asta spuneam, că partea morală care, până la urmă, se va constata și se vor lua, adică cineva va lua măsuri. Am spus. Cu metru. Da. Mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul Mihalache, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă tot mi-a pronunțat numele de domnul Consiliar Badea, m-a preferat dumneavoastră în cea mai măsură să aveți dreptul ca citare, aveți moralitate. Dreptul la replică, nu vreau să intru în discuții. Referitor la proiectul de hotărâre inițiat, așa, aș face o referire și în special la activitatea domnului consilier Matiaș, care de altfel personal vreau să-i mulțumesc pentru implicarea pe care a făcut-o pe perioada mandatului 2012-2016 și de altfel să-l felicit pentru opțiunea pe care a luat-o. Îi doresc multă sănătate și chiar mă simt onorat că avem pe lângă noi un coleg de asemenea caracter. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim și noi. Doamna Moldoveanu, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pentru cât a fost implicat în toate problemele iubite în comuna noastră, atât că tunul din Conț, din unde și locuiește, cât și noi, Consiliul Local, am avut un om de nădejde și avem în continuare de încredere, un bun gospodar și cred că și de acum încolo va fi prompt cu activitatea pe care o va avea de îndeplinit ca și consilier din partea Partidului Social-Democrat. Succes și sănătate multă și felicitări că ați avut alegerea... Acum să vedem dacă trece praful. Da. Mulțumim, doamna Moldoveanu.
Și noi vă spunem bine ați venit în rândul nostru, domnul Mateaș. Și dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, vă dau cuvânt. Vă rog. E cam greu, dar sper să reușesc. Dacă vrea Bunul Dumnezeu. Domnilor consilieri, domnule primar, domnul vice, doamna secretar. Vă rog să-mi permiteți două cuvinte. Mă simt și m-am simțit onorat în fața dumneavoastră. A fost un dialog frumos în mandatul meu, o colaborare bună pentru rezolvarea tuturor problemelor, așa după cum se vede din referatul făcut. Nu pot să enumăr acum tot ceea ce s-a făcut, pentru că întârziem de la ședință. Dacă aș da un răspuns domnul Culiță Toader, colegului meu, eu mă simt mândru de dumnealui, sunt prieten cu dumnealui, am fost mândru că a fost lângă mine chiar în dreapta mea, am avut o colaborare bună, fără discuții, fără nimic. Probabil că dumnealui, în cuvântul dumnealui, și-a exprimat părerea. Eu țin să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați avut încredere în mine. În continuare, îmi iau angajamentul în fața dumneavoastră. Dacă o să reușesc să fiu alături de dumneavoastră, îmi voi îndeplini toate cele ce mi-a fi de cerință. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune raportul privind starea economică, socială și de mediu al comunei Bucim, raport pe anul 2015. Domnul primar, raportul privind starea economică, socială și de mediu al comunei Bucim și modul de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local Bucim în anul 2015. Doamnelor și domnilor consilieri, conform prevederilor articolului 63 alineatul 1 litera B și articolul 63 articolul 3 litera A, una din atribuțiile primarului comunei este de a prezenta Consiliul Local în primul trimestru un raport cu privire la starea economică, socială și de mediu la comune și aș completa acest raport și cu modul de aduce la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local Bucim în anul 2015. Întrucât fiind autoritate publică executivă, consider că prezintă o mare importanță și modul cum primarul și celelalte structuri de specialitate din aparatul de specialitate au dus la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local. Referitor la starea economică al comunei Bucim, nu se remarcă schimbări semnificative comparativ cu anul precedent. Din acele multe ramuri ale economiei naționale, în mod corect și specific pentru comuna noastră, nu regăsim decât agricultura. În fiecare an am făcut referire la suprafața comunei, fondul funciar și zootehnia care au rămas același comparativ cu anul 2014, astfel încât voi mai reprezenta aceste aspecte. Nici modul de exploatare a suprafețelor de teren nu s-a schimbat prea mult, majoritatea acestea fiind arendate de societăți sau persoane fizice autorizate. Deci la Registrul Comerțului sunt înregistrate un număr relativ mic de persoane fizice care desfășoară activități de liberă practică ale întreprinderii familiale și persoane individuale cu obiect de activitate preponderent comerț, o parte din acestea au activitate sporadică sau marchează o cifră de afacere nulă. Pentru moment nu există alte resurse locale introduse și valorificate în circuitul economic. Cu toate acestea există o relativă stabilitate în ceea ce privește numărul agenților economici, indiferent de formă de organizare, SRL, PFA sau EIE. În domeniul echipării teritoriilor, cu referire la căile de comunicație, accesul în comună se face pe drumul comunal DC-124 Neș Buciu, drum modernizat oferind condiții de circulație foarte bune. Nu avem căi ferate, iar ca echipare de ridare în prezent există un sistem centralizat de alimentare pe care în satul Rătăuți, este și în Cătunul Conț, iar pentru satul Bucim lucrările de execuție a unei astfel de rețele vor începe probabil în anii următori. Comuna nu dispune de un sistem centralizat de canalizare și tratare a apelor uzate. Gospodările colectând apele uzate în fose septice, vitanjabile, iar grupurile sanitare fiind de tip uscat. Nu există niciun sistem centralizat de colectare a apelor pluviale. Nu există rețea de alimentare cu gaze naturale. Energia electrică este asigurată de cei în Moldova putere instalată a sistemului de distribuție fiind extinsă pentru a putea prelua eventuale noi consumatori casnici sau industriali în cazul în care în zona liberă a intervalului extins al satului Răcuți vor lua ființă mai mulți consumatori. În domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, totalul clădirilor existente de la sfârșitul anului 2015 era de 1667, din care locuințe 1290, acestea fiind proprietate privată, iar restul de 6 proprietate publică, PUC-ul și regulamentul local de urmanism se află în perioada de valabilitate.
analizăm pe ansamblu, punctele tari pe care poate oferi Comuna Bucim, în momentul de față putem constata următoarele. Populația este în ușoară creștere. Dacă în anul 2005, la înființarea comunei aceasta, era de 2854 locuitori, din datele furnizate de la începutul anului 2015, de Institutul Național de Statistică prin Direcția Județeană Bacău, acesta era de 3584 de locuitori, preconizând o creștere ușoară și în continuare. Densitatea demografică este mică. Concentrarea populației în zone intravilane, ceea ce înseamnă că în zonele extravilane se pot crea structuri asociative care pot crea o lansare a comunei în domeniul agriculturii, zootehniei și altele. Existența infrastructurii pentru educație, culte și sănătate. Stabilitate socială, cadrul natural de excepție bine conservat, neafectat de activități umane. Potențial agroturistic. Existența alimentării cu apă în sistem centralizat cu posibilitatea de extindere în întreaga comună. Alimentarea cu energie electrică a întregii comune. Suprafețe disponibile pentru extinderea comunei ca urmare a unei dezvoltări viitoare. Dacă ar fi să analizăm și punctele slabe, acestea se datorează lipsei agenților economici, întreprinzătorilor particulare în domeniul producției și serviciilor, lipsei până la jumătatea anului 2008 a unei căi de circulație adecvată, a unei rețele de alimentare cu apă și gaze naturale, dar și lipsei fondurilor cu care să putem participa la dezvoltarea comunei, conform proiectul pe care l-am inițiat și gândit împreună. Pentru că nu trebuie să ne gândim în trecut, ci doar la viitor, concluzia este că starea economică a sfârșitului anului 2015 este nu tocmai cum ne-am fi dorit-o. Avem speranța că așa cum s-au realizat multe în acești 11 ani, de când Comuna Bucim a luat ființă, tot așa vom continua și pe viitor. Astfel încât peste 5-6 ani să putem spune că am oferit investitorilor condiții pentru a veni și să facă investiții la noi în comună. Apă, canalizare. Referitor la starea socială a Comunei Bucim, cu toate că aveți cunoștință foarte bine pe scurt, am să vă prezint câteva aspecte și date informative. Facem referire atunci când am analizat starea economică la populație care este în continuă creștere. Structura etnică a populației Comunei Bucim are o concentrare relativă a etniei rome care locuiește în cătunul din apropierea satului Răcăuți. Aceasta este motivația principală care determină o stare socială precară. 70% din totalul romilor fiind beneficiari de ajutoare socială și alte forme de sprijin acordate de stat prin legi speciale. O altă motivație care reflectă starea socială precară în rândul locuitorilor români ar fi gradul de îmbătrânire al comunei. Foarte mulți locuitori fiind trecuți de vârsta tinerețe și își asigură trai din pensii sau cultivarea pământului și creșterea animalelor. Din totalul populației Comunei Bucim erau înregistrate la finele anului 2015 ca salariați 247 persoane și 120 șomeri. Educația este unul din elementele care favorizează starea socială a unei colectivități locale. Pe teritoriul Comunei Bucim funcționează două școli, una în satul Bucim și una în satul Răcăuți, cu o populație școlară de 85 copii înscriși în grădinițe, 140 elevi în circul primar și 127 de elevi în circul gimnazial. Se constată comparativ cu anii precedenți că în segmentul preșcolar se remarcă o creștere a numărului de copii. În Comuna Bucim există cămile culturale din satele Bucim și Răcăuți funcționale unde se pot desfășura diverse manifestări culturale. Un rol important în socializarea îl reprezintă și biserica. În Comuna Bucim sunt 4 biserici ortodoxe, din care una realizată mai recent în cătunul Conți și 2 adventiste, una în satul Răcăuți și una în cătunul Conți Pentecostală. Există nevoi de întreținere și investiții și în aceste locașe de cult, nevoi pe care am încercat, în măsura posibilităților, să le satisfacem în cursul anului 2015, măcar parțial. Starea de mediu a Comunei Bucim este relativ bună, mai ales începând cu anul 2007 și continuată și în anii următori prin asigurarea funcționării unui sistem de colectare centralizată a deșeurilor menajere. Aceasta constă în colectarea de la fiecare gospodărie pe baza de contract încheiată cu societatea de deșeurilor menajere și de altă natură. Serviciul fiind asigurat pe parcursul anului 2015 de SCNF Transrele Onești. Întrucât suntem membri ADIS, a fost desemnat operatorul economic care colectează deșeurile. Până în momentul de față pot să mă declar mulțumit de modul cum se realizează această activitate. Aspectele menționate până aici se referă strict la starea economică și socială și de mediu al comunei și cred că în cele prezentate au fost reelefate realități ale Comunei Bucim, indiferent de aspectul negativ sau pozitiv.
Rămâne la latitudinea dumneavoastră să constatați. În cele ce urmează voi face referire la aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local adoptate în anul 2015 și la activitatea conducerii executive a aparatului de specialitate. Modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local. În anul 2015, Consiliul Local Bucium s-a întâlnit în ședințe ordinare, numărul total al acestora fiind de 11 ședințe. În cadrul acestor ședințe au fost adoptate un număr total de 46 de hotărâri cu caracter de lege, cu caracter administrativ, de o ordine interioară, de administrația patrimoniului comune, stabilire de impozite și taxe locale, rectificări ale bugetului local. Din total de hotărâri adoptate, nu au fost inițiată acțiune din totalul hotărârii adoptate. Nu a fost inițiată în acțiune în instanță pentru niciuna din hotărâri și nu a fost inițiată nicio procedură prealabilă. De asemenea, din totalul hotărârii adoptate, primarul și aparatul de specialitate a adus la îndeplinire în procent de 99%. Conținutul acestora. Dacă am omis vreun aspect cu privire la aducerea la îndeplinire a hotărârilor de Consiliu, rog membrii Consiliului să-mi atragă atenția. Prin activitatea aproape de specialitate s-a reușit ca în anul 2015 să fie catalogat ca fiind un an bun. Din unele puncte de vedere și unul mai puțin bun din alte puncte de vedere. Bugetul local pe care l-ați aprobat pentru anul 2015 a suportat 5 rectificări, iar prin girul majorității sau unanimității dumneavoastră s-au continuat și rectificat investițiile începute în anul 2014 și s-au început altele. Comparând cele menționate de mine în raportul din anul precedent și pentru a se înțelege care au fost propunerile, prioritățile din anul 2014, respectiv 2015 și procentul în care acestea s-au realizat, voi expune mai jos situația comparativă. Propuneri pentru anul 2015. Reabilitare și modernizare școli cu clasele 1-8 răcăuți cu fonduri europene, finalizată lucrarea și dată în folosință. Întocmirea documentației pentru investiția în modernizare drumuri locale, asfaltare 3 km în satul Răcăuți, au început lucrările. Efectuarea cadastrului la drumurile locale și întablarea acestor în cartea funciară s-a realizat în parțial pentru ambele sate 50%. Administrarea drumurilor locale din comună prin balastare și dezăpezire pe timp de iarnă a acestora, realizate. Întreținerea corespunzătoare a iluminatului public în tot anul, realizat. Aducțiune de apă în satul Răcăuți, realizată. Achiziționarea unui microbus pentru transportul elevilor la școlile din comuna Bucium, realizat. Achiziționarea unui buldoexcavator din fonduri europene, realizat. Vă las pe dumneavoastră să analizați în ce măsură propunerile din anul anterior s-au transformat în realitate. Pentru a mă putea raporta la anul precedent, consider că trebuie enumerate și prioritățile pentru anul acesta, chiar dacă dumneavoastră cunoaște situația din bugetul local pe care tocmai l-ați aprobat în anul 2016. Fiind în continuare un an de criză, în măsura în care vom mai primi bani de la bugetul județului, voi veni cu propuneri de repartizare prin proiectul de rectificare și atunci vom stabili de comun acord și alte priorități. Astfel, propunerile și speranțele mele de punere în practică a acestor propuneri în cazul în care voi mai fi ales de cetățenii comunii, în fruntea comunii, se referă pentru anul 2016 la următoarele aspecte. Finalizarea documentației pentru investiția apă plus canalizare sat Bucium și canalizare și stații de epurare în satul Răcăuș și depunerea acestei documentații pentru obținerea finanțării de fonduri europene pe măsura 7.2. Finalizarea investiției modernizare drumul local, asfaltare 3 km în satul Răcăuți. Amenajarea unui mini teren de fotbal în satul Buciu. Compartimentarea și dotarea cu instalații sanitare și de încălzire la Caminul Cultural Răcăuți. Achiziționarea unei centrale de lemne pentru sediul primăriei. Amenajarea sistemului ter pe DC-124. Administrare drumuri comunale, balastare și dezăpezire. Întreținere iluminat public. La nivelul anului 2015 avem pe teritoriul Comunei Bucium un număr total de 3062 roluri financiare deschise pentru persoane fizice și un număr total de 69 roluri financiare deschise pentru persoane juridice, însumând un total de venituri la bugetul de 535.722 lei din impozite, taxe și amenzi. Debitul rămas de încasat la sfârșitul anului 2015 de la cei care cu restanțe din anii anteriori au însumat cifra de 752.653 lei. Au fost înscrise în evidențele financiare un număr total de 45 de vehicule,
cu tracțiune animală și 14 mopede și nemorci și semi-remorci și două tractoare, colectându-se o sumă totală la buget de 12.930 de lei. Tot la nivelul anului 2015 s-a remarcat o creștere ușoară a gradului de extindere a construcțiilor de locuințe în comuna Bucim. S-au adresat instituției noastre un număr de 11 proprietari de terenuri care au solicitat eliberarea de autorizații de construire cu 7 recepții efectuate la construcții din anii precedenți și 31 solicitanți de certificate de urbanism. În paralel cu situația de mai sus, am remarcat o creștere a gradului de morbiditate, respectiv 34 de decedați, nașterile fiind preponderent din rândul familiilor de etnie romă, iar întemeierea familiilor s-a realizat doar pentru 16 situații. Pe linie de stare civilă au fost eliberate și întocmite un număr total de 487 de documente. Problemele sociale ale comunei noastre nu sunt foarte grave, aș putea spune chiar că sunt normale, ca la nivelul altor unități administrative teritoriale. Numărul persoanelor cu dizabilități tinde spre o cifră constantă. Între 18 și 23 situații de gradul 1, 20 situații cu gradul 2, restul problemelor sunt cele ce țin de venitul minim garantat, alocațiile complementare și de susținere pentru familie la care al cărui venitul se situează sub plafonul prevăzut de lege. Însă, în acest domeniu, activitatea este destul de vastă, întrucât implică mult mai multe situații și aspecte ce țin de activitatea instituției pe care nu are rost acum să le enumăr. Sunt sub supravegherea noastră un număr de 5 copii provenind din 6 familii rome, ale căror condiții de viață sunt sub nivelul subsistenței. Funcționează la subordinea primarului și serviciul voluntar pentru situații de urgență, în componența căruia se află un număr de 21 de persoane, din care 20 voluntari. Nu a fost cazul de intervenție cu acest serviciu. Definitivarea și închiderea situației la fondul funciar este în lucru și în anul 2016, datorită suspendării activității Comisiei Județene de la jumătatea anului 2013, până în luna martie anul trecut și a lipsei de fonduri pentru efectuarea planului parțial, ca să sunt în lucru ca prioritate pentru anul în curs. Pe total, în registrul de corespondență al instituției au fost înregistrate și eliberat un număr total de 2.979 corespondențe documente. Am spus pe scurt aceste aspecte, întrucât avem un număr foarte mic de personal, iar activitatea este vastă. Cu toate acestea, nu au fost constatate abateri grave de la misiunea pe care o avem de a asigura servicii de calitate cetățenilor. Poate mai sunt alte aspecte pe care aș fi vrut să le cuprind în acest material, însă mă opresc aici. În finalul raportului aș dori să aduc la cunoștință Consiliul Local că întreaga activitate desfășurată la Primăria Comunei Bucim poate fi catalogată ca bună și foarte bună. Nu au fost înregistrate sesizări și reclamații. Nu s-au făcut plângeri cu privire la comportamentul funcționarilor. Doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în ceea ce am realizat în anul 2015, care au înțeles scopul nostru ca autorități locale, asigurându-l la rândul meu de același sprijin. Domnul consilier, mulțumim domnului primar. Vă rugăm pe marginea raportului. Aș veni cu o propunere și sper să o împărtășiți, ca dumneavoastră să vă expuneți punctul de vedere asupra raportului, domnul primar să-și noteze problemele ridicate cu dumneavoastră și la sfârșit să-i dăm cuvântul pentru a răspunde la unele din problemele ridicate din dumneavoastră, pentru a lămuri anumite lucruri care nu vi se prea clare în raportul prezentat. E propunerea mea. Dacă sunteți de acord cu această propunere, cu modul acest de lucru. Este raportul prezentat pe un an întreg, este activitatea executivului. Inclusiv a dumneavoastră. Executivului. Noi am aprobat anumite hotărâri cu care a venit domnul primar în Consiliu, dar puterea este executivă și legislativă. Așa se împarte. De aceea, rog, înscrie la cuvânt. Poate am mai omis ceva, poate am... De asta am spus ceva, ca la sfârșit dumneavoastră să îmi dați răspuns. Poate e ceva neadevărat în cele... Președintele comisiei nu... Nu există, nu se votează, nu există președinte de comisie, nu se învață raport, este raport, numai dacă dumneavoastră... Alte probleme, ce n-am dus la îndemnare. Nu există pe comisie. Da. Cine se scrie la cuvânt, vă rog. Domnul Călin. Altcineva. Ce dezvăluie asta, nu? Ne închirie asta?
Aștept dacă se mai înscrie cineva. Uitați cum mă înscriu eu, să vedeți că sunt. Vă scrieți? Da. Domnul tot. De acum urmează. Cazul mai cazul. La următoarea ședință vin ca observator. Și... abia aștept. O să fie foarte scurte ședințele, că nu mai vorbește nimeni. Deci vorbiți cum ați dat în cap. Eu? Nu, m-am înscris și eu. Păi, normal. Și dăm cuvântul domnul Călin. Mulțumesc, domnul președinte. Acest proiect prezentat de domnul primar, putem spune că relatează concret starea lucrurilor din comuna noastră. Numai expunerea a durat 23 de minute. A acestui proiect de hotărâre, însă pentru realizarea celor menționate, părerea mea este că a trebuit mare voință și multă muncă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Călin, domnul Padre. Da. Dacă a fost prezentat acest raport în 23 de minute, cred că trebuie mai multe minute pentru discutarea asta. Vreau să trebuie numai 5. Amitați mai mult? Dacă vreți să reușiți să cu acces, cu cuvântul noastră, veți acoperi. Eu vreau să fiu consecvent până la capăt. Adică m-am chinuit, vă spun foarte sincer, să realizez un foarte mic echilibru al democrației în comună, chiar de la înființarea ei, în 2005. Și anume să spun și ce ar trebui să spună cineva din opoziție. Bineînțeles că s-a văzut, nu se vrea chestia asta, nu e nimic, de asta m-am și retras, nu mai candidez, nu mai vreau să deranjez. Să reluăm discuția. Referitor la starea economică, deci e clar, la noi agricultura e activitatea primordială și este făcută de societăți mari care iau în arendă terenurile noastre, mai se mai iau și de unele societăți sau persoane fizice sau persoane nefizice. Dar la buget vin foarte puțin bani. Eu am mai spus-o, o reiau acum. Așa cum s-au putut cheltui niște bani pentru intabularea drumurilor sătești, care era, într-adevăr, cea mai importantă treabă, că dacă n-ai drumul intabulat, poate să mute gardul fiecare. Nu poți să construiești. Corect. Și nu se poate obține nici construcții. Da. Dar va trebui și este la nivel de întreagă țară, acum mai puțin în Ardeal, după cum am constatat eu, să se facă și tabulare, deci măsurători și tabulare. Mă rog să mă întrebăteți. Mă rog, la sfârșit, mai ales că am și fost de acord primul, sau mi se pare că singur, că am fost de acord cu propunerea dumneavoastră, domnul președinte de ședință, că la sfârșit să dea rezultat. Am considerat că toți ați fost de acord și de aceea răspunsul de. Pentru că știți ce se întâmplă? Asta e o metodă de a întrerupe, deci când se întrerupe... Vă continuați chiar, vă rog. Dar eu chiar nu... Bun, deci reluând, trebuie făcută... Da, sunt foarte emotiv. Mulțumesc, domnul. Înțelegi. Am lăsat. Deci trebuie să fac o dată și o dată, după 26 de ani, și intabularea, măsurătoarea și intabularea suprafețelor agricole, pentru că se va constata, vom trăi și vom vedea, că există o diferență de cel puțin 10%, așa cum a fost procentul greșit luat în 91, la aplicarea legii 18. Și vă dați seama, la mii de hectare, cam câte, ce suprafață nu este plătită la bugetul local. Deci bani pierduți. Am spus-o pentru că după părerea mea, este de luat în seamă treaba asta.
Deci se spune aici la stare economică, dacă nu avem canalizare. Eu îmi amintesc foarte bine că în 2007, când s-a înființat la Răcăuță o organizație non-guvernamentală, Pro Răcăuț 2007, am venit cu baza legală, cu oferta de parteneriat pentru, deci în 2007, când nu erau reluate lucrările de alimentare cu apă la Răcăuță. Era specificasem acolo, există la arhivă, specificasem acolo că exista baza legală, legea apelor, din 2003, cred, sau 2004, și era specificat la, chiar mi-am amintesc, articolul 85, litera. Când nu se execută o alimentare cu apă fără canalizare. Pentru că apa uzată trebuie dusă, e clar, și plata ei să face apă canalizată. Ei, acum văd că s-a instituit o lege peste lege. Am fost la Rădeana și am văzut că la Rădeana s-a făcut canalizarea întâi, urmând să facă drumul și s-a și asfaltat, dar după canalizare. Deci, baza legală a fost, bineînțeles că era problemă, adică era problemă mare cu fondurile și așa fondurile, adică știm bine cum a început, alimentarea cu apă la Răcăuț, prin planul guvernului, așa și până la urmă, deși lucrarea reluată peste vreo 7-8 ani s-a recalculat și s-a triplat prețul, am rămas fără canalizare și după părerea mea, canalizarea va fi greu de executat la Răcăuț, pentru că asta ar însemna să se spargă drumul principal și drumurile aferente. Și e destul de dificil, pentru că sunt bani care se strică. Da. Referitor la concentrarea populației. Deci, noi pe zona, și acolo am mai spus-o, pe zona mal... Scuzați-mă că vă întrerup, dar fără a fi... Asta nu mă obligați ca să supun la vot durata cuvântului unui consilier. Vă rog să fiți mai succint și mai la obiect. Mai scurt, adică, nu? Că așa... Eu știu succint. Nu, dar eram obișnuit cu... Erați obișnuit, dar vă rog frumos ca să nu supun la vot timpul alocat fiecare cuvânt al vostru. Dar puteți supun la vot și să opriți cuvântul. Domnul președinte, lăsați atât să... Doar continuați, vă rog, dar... Mai concret. Deci, concentrarea populației în zonele intravilane ar însemna, deci, că zona aceea intravilană care s-a introdus în intravilan, am mai spus-o, era posibil să se, printr-un plan urbanistic zonal, să se mărească suprafața intravilană și iar veneau niște bani mai mulți la bugetul local. De aici derivă și faptul că agenții economii sunt puțini, adică 2-3 crâșmi, și corelat cu faptul că Oneștiul e un oraș mort, se corelează toată, din punct de vedere economic, tineretul pleacă și rămâne, că se spune aici, că lumea bătrânește. Da, timpul nu stă pe loc. Am să mai fac o referire la structura etnică și aici e atins în... mai aveți 2-3 minute și scăpați de mine. Dar nicio problemă, nicio problemă. Ca observator... Eu nu vorbesc niciodată când vorbește cineva așa. Poate nu aveți nimic de spus, dar poteți, continuați. Se spun că nu am cuvântul? Continuați acum. Ești toate ca la Moldova. Faceți două CD-uri, faceți din asta, vă rog, și dăm și de... Da, pe ca să le am amintire. Da, vă ascultăm, domnul Toate. Păi, reușiți să mă faceți să-mi pierd ritmul, nu? Deci, mai făceam o referire la
la structura etnică. Da. Vedem, am mai spus-o de mai multe ori, că nu ne dăm seama cam ce se va întâmpla cu viitorul satului de Căuț, în primul rând. Pentru că, da, rămâne acolo. Cu locuitorul. Deci, normal, dacă eu aș face cuiva chestia asta, oricine ar fi el, sigur n-ar rezista. Eu Păi lăsați vorbi, dar bateți apa în piu fără spune nimic obiect. Că am mai spus aia, că am mai spus aia, că când ați spus-o, noi am luat la cunoștință că ați spus-o. Dacă aveți cumva ceva... Referitor la educație. Ultima ședință, dar ultima ședință, dar lăsați să conduc eu. De asta se plece. Chiar credeți? Să vedeți ce pic s-am. Deci nici au conduc eu și dumneavoastră mai aveți două minute. Dați cuvântul. Vă mai acord două minute, domnul Toader, și dăm cuvântul următor. Un minut, păstrez un moment de reculegere pentru fotbalistul la Dinamo. Poftiți, continuați. Doamne, ce să mai discutăm cu mine de rost. Dăm cuvântul în condițiile acestea lui doamna Rodina. Nu dați cuvântul, mi-ați mai dat două minute, domnul. Președinte, nu? Chiar vreți să devin... Deci ați reușit să... Ceea ce n-a reușit niciun președinte, că aveți tact și stil. E din vechea... Gara. Continuați. Da. Ați reușit ce n-a reușit să transformați în ilegalitate o problemă foarte serioasă. Adică dacă dumneavoastră, dacă tot ați intrat în duel cu mine, nu? Că e ca un duel ăsta. Dumneavoastră ca mediator pentru rom, că nici nu știu ce ați spus dumneavoastră acolo, ca să mă refer. Ați fost, da. Și nu știți viața de acolo. Cât am fost, am știut. Da. Acum nu mai știți. Și nu este, deci nu este o treabă serioasă asta. Da, continuați, vă rog frumos. E vorba de rom cu pune. Da. Deci să vede cam cum se face, și asta am mai spus-o, acum o spun pentru ultima dată, cam cum se face, cum se execută orele pentru orele care trebuie executate de cei care iau ajutor social. Sunt acolo și văd. Pleacă 20 cu două mături, mătură 2, ceilalți se uită și discută cum alegem, cum facem. Dau mături la ceilalți 2. Deci, vă rog frumos. Puteți să vă scrieți la cuvânt și să... Vă rog frumos. Când am depus procese verbale pentru lucrări de sute de ore, de mii de ore pe parcursul unui an, și execuție de cât șansul și măturat nici măcar în jurul școlii de la Răcăuți, referitor și la, adică discutăm și despre educație. Este greu de pus o cutie acolo ca să arunce când ies copiii de la școală și iau cutie de lapte, să le pun acolo după ce bea lapte, să nu le arunce în șans. Adică sunt foarte multe chestii și... Eu sunt convins că o să-mi duceți, Doru, că precis în ședințele următoare și o să particip, că vor fi ședințe ordinare. Vă rog eu frumos, nu vă înervați, niciunul vă l-am scris la cuvânt, vă rog frumos, vreau să-l ascultăm. Ședințele vor fi așa cum au mai fost ședințele, nu la noi, că n-am luat cuvântul, s-a terminat, a citit domnul primar, cine este pentru, ridicat mâna, așa să mulțumesc, n-am oprit. Vă mulțumesc, domnul Toader. O să primiți răspuns la probleme pe care dumneavoastră sunt sigur la domnul primar. Doamna Rodica, vă rog. Da, mulțumesc, domnul președinte. Da. Da. Eu consider că toate problemele care au fost s-au dezbătut destul de clar în ședințele de Consiliu. Au fost analizate corect, concret și tocmai de aceea au fost duse la bun sfârșit. Din cele prezentate de către domnul primar, activitatea a fost destul de amplă în acești 11 ani, proiectele au fost bine întocmite,
Și competența domnului primar a fost vizibilă. Și cred că și prin activitatea noastră a fost mulțumit și este mulțumit de modul cum a luat amploare. Așa. Da. Apreciez și activitatea funcționarilor din această, din acest al Consiliului Local și consider că au fost prezenți pentru toate activitățile și problemele care s-au desfășurat și care s-au evitat în această comună. Mă consider mulțumită și sper ca pe viitor să rezolvăm și alte proiecte și alte probleme ale comunei și să le ducem la bun sfârșit. Și nu doresc decât sănătate pe viitor tuturor. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Rodica. Domnul Mateș. Dacă era și eu de la PSD, vă ia ca tine. Domnul... Vă rog frumos, vă rog frumos. Domnul Mateș, aveți. Vă mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, vă mulțumesc că mi-a acordat cuvântul în această ședință pentru ultimul cuvânt, pentru că la raportul de activitate, într-adevăr, am făcut și eu parte în activitatea celor îndeplinite. Aș vrea să spun ceva domnului primar, care îi mulțumesc pentru înțelegerea și colaborarea prin care am avut-o. Într-adevăr, în raport au fost multe puncte prin care au fost ridicate și s-au îndeplinit, conform celor scrise. În continuare, domnul primar și-a luat angajamentul și ia angajamentul în continuare pentru problemele prin care trebuie rezolvate. Într-adevăr, cu o echipă bună, cu o echipă care va ieși, sunt sigur că domnul primar va putea să realizeze aceste puncte prin care și-a luat angajamentul. Este adevărat. Am sprijinit Partidul Conservator, n-am fost obligat de nimeni ca să-l sprijin. A fost o activitate prin care mi-am îndeplinit-o pentru comunitate. De ce pentru comunitate? Ca oamenii comunității să fie mulțumiți de activitatea noastră. În continuare, vreau să spun, să le mulțumesc și celor de la televiziune, pentru că sunt în fața noastră și au răbdarea de a ne înțelege și de a ne, filma pe fiecare. Probleme, zic eu, că orice partid, să trăim într-o țară democrată, consider că orice partid care este, este în folosul comunității și a oamenilor prin care ei trebuie să simtă că într-adevăr suntem în mijlocul lor și noi ne aflăm în fața lor. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumesc și eu. Înainte de a trece la ultimul punct diverse, câteva cuvinte ar vrea să adaug în marginea raportului. Dintre dumneavoastră, sunt singurul care nu am fost locuitor acestei comunități. Deci acum 11 ani, așa cum spune în raport, am pășit în această comună și mi-aduc aminte cum arăta, ce era. Sunt printre primii care am intrat în această clădire. Atunci nu o puteam numi nici măcar clădire. Eu, împreună cu domnul primar și cu soția mea. Transformările sunt enorme. Deci, transformările sunt enorme. Și asta datorită, în primul rând, nu că vreau eu neapărat să-l laud pe primar, gospodăririi acestei comune de către cineva. Noi, în Consiliul, dumneavoastră, care sunteți mai vechi în Consiliul Local, în celelalte consilii și legislaturi, ați aprobat niște hotărâri care, transpuse de către primar, în realitate, comuna arată astăzi mult, mult, mult mai bine. Sunt multe de făcut, mai sunt multe de făcut, la realizări deja domnul primar în planul pe care și l-a expus pentru anul viitor, deja terenul de sport de la școală deja a luat ființă. Rugămintea mea personală este ca în viitorul viitoarea legislatură, dacă tot noi vom fi consilieri, sau unii dintre noi vom fi consilieri, dacă tot domnul primar va fi ales de către localnici și nu văd motiv pentru ce nu ar face-o, aș vrea ca munca depusă la aceste două terenuri de sport să fie încheiată și să căutăm niște în rezerve, niște bani, poate pe la Consiliul Județean, când ai merge cu Miloaga, cu ce vom vedea, ca să și le betonăm. Ar fi păcat să le păstrăm în stadiul actual. E ceva, o realizare bună, este și dorința locuitorul acestei comune și sper cu sprijinul nostru și nimeni cred că nu se va opune. Cât privește activitatea lui domnul Toader, pentru că dânsul spunea că noi avem ceva cu dumnealui, nu. În democrație trebuie să existe să existe opoziție, să existe mai multe păreri,
Faptul că ne supunem majorității, așa este în democrație. De la vechii greci, trebuie să știm aceasta. Nimeni nu v-a obstrucționat în activitatea noastră, nimeni nu o să vă oprească, puteți fi cu plăcere, cerințele publice sunt de Consiliu, de aceea eu personal țin să vă mulțumesc că am fost colegi 4 ani de zile, apreciez activitatea dumneavoastră, personal am spus. Dar domnul s-a dispus, deci, nu? Dumneavoastră, personal. Eu vă mulțumesc pentru faptul că în cuvântul dumneavoastră au fost și lucruri mai puțin bune și mai bune, dar așa este în democrație. Fiecare are dreptul la cuvânt și la părerea lui. De asemenea, înainte de a trece la, vă rog, domnul Nicolae, înainte de a trece la punctul divers, trebuie să vă reamintesc că pe lista de consilieri a viitorului Consiliu nu se mai regăsesc 2 persoane dragi nouă, colegii noștri, domnul Călin și domnul Asandi, și cu ocazia aceasta țin să le mulțumesc că am fost colegi. Vă mulțumesc, domnule. Aș mai avea eu câteva cuvinte să vă spun. Domnul consilier, se încheie mandatul celor 4 ani, dar cred că se încheie cu rezultate bune. Eu în special sunt în această comună și m-au ales buciumene de 16 ani. În toți acești ani, în primii ani, dacă vă aduceți aminte, erau niște bălți în bucium până la Bru. Intra tractorul până în șasi. Bălți, drumuri, ce să vă mai spun? Drumuri din pământ, din lut, în care trăgea omul cizma cu mâna să-l scoată, piciorul cu mâna din pământ, să-l scoată din lut. Multe drumuri erau. Multe, foarte multe drumuri erau, fiindcă toți primarii care s-au perindat și au fost la comuna Ștefan cel Mare, stăteau la etajul 3. Aveau de toate. Gaze, apă, le mătroașă scara. Ce să știau ei că mai există buciumul sau răcăuțul pe harta? Erau locali. Pe harta județului Bacău. Când am început administrarea ca viceprimar 2000-2004, din ce mai curgea printre degetele primarului de la Ștefan cel Mare, mai făceam câte ceva la bucium. În cei 4 ani m-am gândit bine ca să rup comuna în două. Două sate, Răcăușul, Buciumul, erau cu celelalte 8 al Ștefan cel Mare, ca număr de populație și suprafață. Cu mari eforturi, cu ajutorul alor mei de la partid, în 2005 s-a înființat comuna Bucium, s-a făcut alegerile și din nou buciumenii m-au ales în fruntea lor. De atunci, care își mai aduce aminte, în școala asta de 100 de ani, fără geamuri, fără uși, fără... am improvizat-o un an. Așa am stat, toți grămadă într-un salon. Ușor, ușor m-au ajutat partidul, Consiliul Județean, și am renovat această clădire. Ușor am renovat școala de la Bucium, centrală, calorifere, sală de sport, cu grădiniță. Ușor, ușor, din ce am putut aduce, că am alergat după, știți, toată lumea știe că am alergat după bani. Impozitul Comunei Bucium din 2005 nu am mărit că puteam, știți, cu 20% în fiecare an și de 2 ani cu până în 50% să mărim. Nu am mărit niciodată impozitele la cetățeni. Am alergat după bani,
de am putut realiza ce s-a făcut în comuna asta. Școlile arată cum arată, cum arătau și cum arată acum. Căminul cultural, dacă vă aduceți aminte, domnul Toader sau cel mai din Răcăuți, că voi care sunteți la Bucium, domnul Sandi, care sunteți din Bucium, nu mai știți ce era acolo. Era o nenorocire. Trebuia să fie drămas, să le o nenorocire, era o nenorocire acolo, stimați consilieri. Acum care trece pe acolo, își fac cruce și ne laudă. Acum se poate face acolo cu mătrie, o nuntă mai mică, pomeni, au de toate. Începând de anul ăsta, se construiesc WC-uri înăuntru, două WC-uri. Centrala, am luat-o de la primărie și am dus-o acolo încălzire centrală, apă și tot ce le trebuie, au de toate, la Răcăuța de toate. La Bucium, uitați-vă ce cămin cultural am realizat, tot împreună cu dumneavoastră, că mi-ați acordat buget și din bugetul local sunt făcute și ce am mai putut aduce. Aici, la Bucium, totul e perfect, numai că ne mai trebuie bani de dotare, scaune, mese, veselă. Să compartimentăm sus, la etaj, că avem toate sălile sunt goale pentru o sală de calculatoare pentru tineret, o bibliotecă și o sală unde este construită pentru muzeul satului, ca domnul Teacă să ne dea tot ce aparține de comuna Bucium, să fie adăpostit în acest muzeu și fiecare care vrea să vadă de când este comuna Bucium, toate realizările și nerealizările care sunt ce au fost de-a lungul anilor. Am luptat din răsputeri. Am făcut documentații pentru canalizare, apă la Bucium, canalizare la Răcăuți, am depus documentația pe 322, am prins al 600-lea, dar fără finanțare. Toate au fost bune, eligibil proiectul, dar fără finanțare. Am făcut rost de bani și am achitat această lucrare. Apa la Răcăuți, acolo, după cum știți, a fost început în 1998. Au făcut ceva prin pământ acolo, la rezervorul ăla de 100 de toni. Piciorul. În pământ. Restul, în 2007, știți că i-am dat drumul la lucrare, fără acoperire. Au terminat-o în câteva luni. Au venit după bani, bani n-am avut, m-au dat în judecată. Iar am luptat, am alergat și până în luna decembrie a acelui an, 2007, am achitat. Și după cum știți, domnul consilier, acea lucrare în 98 a fost prinsă pe hotărâri de guvern 577. Atunci, la timpul ăla, era, nu se vorbea de canalizare. Odată, ca și acum, odată când îți dă bani pentru canalizare, pentru apă și obligatoriu și canalizare. Atunci nu era legea. Că dacă era legea, primarul de atunci prindea și apă și canalizare. Fiind prinsă pe 577 pe hotărâri de guvern, atât am făcut. Doar care sunt din Răcăuți, știți că era numai jumate. 2 km jumate din 5 km. Tot cu mari eforturi am reușit, am făcut 5 km de alimentare cu apă și datorită nouă oamenii de la Răcăuți, cetățenii, au apă curentă și e o realizare foarte mare. Sper ca și la Bucium,
cât de curând, poate anul ăsta avem noroc, luna care vine, cred că depunem pe 7-2, și să avem norocul de a trece și sper ca pe la anul să ne apucăm de alimentare cu apă, canalizare, canalizare Răcăuți și stația de epurare. Despre cei 3 km de asfalt care s-au făcut la Răcăuți, după cum știți, cel mai mare punctaj a fost că se leagă de comuna Cașin drumul. Că este o biserică ortodoxă la Conți, că vin 180 de copii romi la școala de la Răcăuți. Și acolo apă este, asfaltul le-am făcut, se termină lucrările, cred că în jur de vreo lună, cu podețe, cu podurețe, cu șanțuri, cu ce mai este, o lună, două. Cine o să fie, dacă mă mai alege Buciumene, am să duc în continuare ce mai am de făcut. Dacă nu, următorii care o să fie la conducere, o să facă realizările începute de noi și o să le termin. Sper să le termin. Nu, le termin, dacă le început, le termin. Eu sunt multe de spus. Sunt foarte multe de spus. Cred că ne-ar trebui o carte de aia mare să o scriem. De când suntem în administrație până la, numai până la ora actuală. Câte s-au făcut în comună? Numai cei care vor să vadă, văd că Buciumul nu mai arată ca acum 16 ani de zile. Comuna Bucium, vorbesc de comun, de astea două sate. Conți cu tot. Și acei și etnia romă de la Conți și conțenii sunt oamenii noștri. Sunt oamenii comunii. Romii. Nu putem noi acum în secolul ăsta să-i scoatem de el, să-i ducem în altă parte. Știu, o mare parte din cetățeni sunt nemulțumiți. Nu mai există. Trebuie să stăm cu ei, să conviețuim cu ei, să-i învățăm, să-i disciplinăm, să-i educăm. Mulți cetățeni din satul Răcăuți, deci nu le-am făcut școala acolo lor. Nu se poate. Dar nu depinde de noi. Ministerul Învățământului nu-ți dă voie să construiești altă școală, dacă mai ai o școală și stă goală. Școala de Răcăuți, care a modernizat-o, nu-i că să învețe, că învață românia. E oglinda satului Răcăuți. Oricine vine în satul Răcăuți, vede că există o școală frumoasă, cu garduri, nu mai spun să intre înăuntru. Păi, totul este splendid pentru ca elevii să poată învăța, să fie, să aibă condiții bune, apă, încălzire și tot ce le trebuie, calculatoare. Eu ce să v-am mai zic, domnul consilier, fiindcă se încheie mandatul, vă mulțumesc tuturor pentru că mi-ați dat mi-ați acordat încredere. Mi-ați aprobat toate proiectele de hotărâre. Le-am dus la îndeplinire, după cum știți, cu eforturi grele. Dar am avut bază și ați avut încredere în mine. Mulțumesc și opoziție, mulțumesc cu domnul Doare, că are, de multe ori are dreptate, câteodată nu are dreptate. Asta e, este opoziție, e cetățeanul satului Răcăuți. Îi mulțumesc și lui pe această ocazie, fiindcă nu mai candidează, nu se mai implică în politică. Mulțumesc că deocamdată, deocamdată, celor doi consilieri care, din diferite motive,
s-au retras din echipa mea, dar tot în echipa mea sper să fie la vot și în vorbire, a vorbit cu cetățenii Comunei Buciumă. Cred că nu i-am supărat cu ceva. La ședința următoare sper să vă chemăm, să fiți alături de noi. Sper că buciumenii o să ne voteze, ca și până acum. Ca și până acum să ne dea iar încrederea pentru 4 ani și va șuga după acum, ca la ședința următoare, să asistați la ședință, să fiți lângă noi, la investiga noastră. Da, dar la ședința următoare vreau să fie toți ăștia. Așa, mulțumim domnului primar pentru cuvintele frumoase. Domnul Asan, de vă rog frumos. Mulțumim domnul primar pentru cuvintele frumoase și în numele dumneavoastră îmi permit ca echipei formată din primar și viceprimar care a avut rolul dumneavoastră în toate aceste acțiuni care le-am făcut și aceste realizări, să le mulțumesc. Vă mulțumim, domnule. Trecem la următorul punct din ordinea zilei, de altfel și ultimul. Diverse. Vă rugăm frumos, dacă vreți să vă deschideți la cuvânt, pentru diverse. Avem pe domnul Mihalache. Altcineva. Nu vorbesc mult, nu mai. Domnul Mateș. Mă întorc la punctul anterior și nu se supune la vot, dar am considerat, prin aprecierile dumneavoastră, că raportul domnului primar a fost pozitiv. Da? Deci, în schimb pe domnul Mateeșu. Altcineva? Lăsăm lista deschisă pe parcurs, vă rog frumos, dacă mai sunt probleme. Domnul primar și ne notează și o rugăm frumos să ne dea răspunsul acolo unde e nevoie. Domnul Mihalache, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, așa după cum ați observat și din prezentarea raportului de către domnul primar, din toate discuțiile pe care le-ați avut dumneavoastră, deci, se rezumă la echipă. Când spun echipă, vreau să fac referire aici la domnii consilieri Asan de Ion și domnul consilier Crista Călin, care de altfel bine știți că au îndeplinit și funcții de președinți pe comisii și cred și vreau să apreciez activitatea dumnealor și vreau să fiu și la sentimentul dumneavoastră că și îmi doresc de altfel să fiu, că face, am avut prilejul să avem asemenea oameni lângă noi. Și așa, după cum știți ei, din anumite motive subiective, așa, scriptic, s-au retras să mai candideze pe părțile de consilieri. Dar sufletește, deci consider că dumneavoastră sunt aproape de noi și vor rămâne aproape de noi. Și având în vedere că este și ultima ședință al mandatului 2012-2016, încă o dată vreau să le mulțumim și personal vreau să mă ridic în picioare și să le doresc multă sănătate dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Încă o dată și vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Mihalache. Are cuvântul domnul Mateeș. Mulțumesc, domnul președinte. Se pregătește domnul Călin. Da, este adevărat. Se retrage două persoane, doi colegi din mijlocul nostru. Dacă aș vrea să fac o referire la cei doi colegi, se iau pe rând. M-aș referi un pic la domnul Asane, deși este punctul divers prin care mă aflam într-o zi cu dumnealui undeva, fruntea soției dumnealui acasă. Și a spus un cuvânt. Dacă Nea Florin nu ia cuvântul la o ședință, el degeaba vine. Adevărat așa este. Deci punctul divers pentru mine a fost punctul pentru realizarea
problemelor din sectorul de activitate prin care ne închipui cât de mult a suferit, că nu l-am mulțumesc domnului Asande pentru cuvintele prin care mi le-a adresat. În continuare mă refer la colegul meu din stânga mea, domnul Călin, prin care cunoaștem viața de șantier. Încă acum 8 ani de zile când ne-am întâlnit, este adevărat, viața de șantier este una, iar activitatea de a sta în fața omului zi de zi este alta. Dumnealui m-a inițiat, mi-a spus problemele, deși vă spun cinstit, că îi spun ca la un tată, atunci, în momentul în care depășeam discuțiile, mă călca pe picior. Deci am pățit ca povestea din care, spunându-i dumnealui, domnule, când mă vezi într-adevăr că eu trebuie să învăț activitatea de astăzi, nu cea care am depus-o. Deși am depus o activitate tot în mijlocul oamenilor, în viața de șantier. Am fost organizator de grupă sindicală 11 ani, am fost cecheciz 4 ani, 4 ani șef pe expedițiile, 3 ani de zile maestru, după care am lucrat pe toate utilajele agricole care a fost acolo și din jurul unității prin care am lucrat. Aici s-au numărat ifron, rabă, enghieu, papuc, deci toate utilajele care au fost acolo. De-aia am și fost promovat prin muncă, de-aia întotdeauna mi-a plăcut munca. Schimbând un cuvânt, referind la colegul meu, într-adevăr m-a învățat o problemă de bine, dorindu-i multă sănătate la familie în continuare și atunci când ne vom întâlni să ne dăm mâna tot timpul. Tot timpul am fost și am ascultat cuvântul. Îmi pare foarte rău pentru că, într-adevăr, nu au fost cuvinte care să ne jignim, nu au fost cuvinte care să nu ne înțelegem cu toții aici. Eu le mulțumesc pentru bunul sprijin prin care mi-a acordat activitatea și m-a învățat de bine. Mulțumesc și îți doresc multă sănătate. Mulțumim și noi domnul Mateeș și dăm cuvântul domnului Rodica. Mulțumesc. Și apoi domnul Călin și domnul Asan. Două cuvinte, cel mai scurt cuvânt de la diversă. După sau acum? Nu, după. După, bine. Are cuvântul doamna Rodica. Da, într-adevăr, sunt oameni minunați, au fost, sunt și vor fi. Oameni cu experiență, oameni de la care am avut întotdeauna sprijinul și cred că și în continuare ne vom baza pe sprijinul dumnealor. Chiar dacă nu vor mai fi în jurul nostru la fiecare ședință. Personal mulțumesc domnului Cristea că întotdeauna ne-am sfătuit și am dus la elucidarea problemelor, având în vedere faptul că dumnealui a fost președintele comisiei din care fac și eu parte. Și le doresc sănătate, cât mai multe momente plăcute în familie și în jurul nostru și să dea Dumnezeu să fie bine. Mulțumesc doamna Rodica, domnul Toader la răspuns. Da. Având în vedere că activitatea a fost clar, foarte bună, bună și foarte bună, așa cum s-a și specificat în material și în luările de poziții. Și ca să nu mă, cum e și vremea că am închis afară, să nu mă trezesc așa ca într-o ședință de partid pe vremuri, cu laude și cu așa, și să nu fiu nici frustrat că eu n-am fost aminte de domnul Mihalache, că și eu plec din Consiliu și trebuia să fiu și eu lăudat și suflet de lăudat. Aș vrea să fac un calcul matematic. Având în vedere că trăim într-o democrație din 89, nu poate exista o autoritate locală, nu poate exista o comunitate locală fără un echilibru, o balanță. Da? Având în vedere că eu am fost singurul care am dat câte un plici așa la balanță, cred că am și o activitate foarte bună, mai ales că am fost foarte, adică foarte, foarte singur. Câteodată chiar mai puțin decât singur, că mi-a și băgat. Da, v-am mulțumit, domnul. Eu vreau să repet, ăla de sus tare care face mișto, mai vede. Dacă dumneavoastră se plătește, eu v-am mulțumit la mișto, îmi pare foarte rău. Bun, eu vă doresc sănătate la toată lumea. Mulțumim. Sper să nu mă întrerup niciodată, niciodată să nu mă întrerup, că n-ai voie. Vă rog frumos, domnul Mihalache, vă rog frumos, asta e pentru o bună. Timpul propriu n-ai voie să mă întrerup.
Dacă voi mai fi consilier și vă promit că în 2017, după ce veți depune raportul de activitate pe 2016 al dumneavoastră, că trebuie să-l depuneți, că-l veți depune, sunt sigur că colegii mei vă vor aprecia activitatea pe care ați avut-o. Dar asta după ce veți depune raportul de activitate pe 2015-2016. Știți că la fiecare sfârșit am să depune un raport de activitate. Atunci vom vedea ce ați făcut și ce contribuția ați avut și fiți sigur că veți primi acele laude de care văd că aveți nevoie. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Călin. Trebuie și laudele ca să fie motivat omul să meargă mai departe. Dacă nu-l apreciezi ca atare... Rupul că nu poate să poată să facă capul. Domnul Arache, vă rog, ședința nu s-a încheiat. Când se încheie ședința... Când se încheie ședința, atunci, vă rog frumos, avem respectul pentru cei doi consilieri care se nu mai candidează pe listele noastre. Vă rog, domnul Călin. Stimați colegi, deși aparent par un om dur, sunt copleșit de emoții, mai ales la astfel de evenimente. Norocul meu că am notat câteva cuvinte, că altfel nu puteam să spun mare lucru. Ca persoane ne-am cunoscut mult sau mai puțin. Însă când am fost aleși să alcătuim Consiliul Local, în frunte cu domnul Cosma Fănică, primarul comunii, am ajuns să ne cunoaștem mai bine, să ne închegăm o familie unită și puternică. Cu aceleași idealuri, hotărâți să facem lucruri frumoase pentru această comună. Într-adevăr, s-au făcut lucruri ce nu visau cetățenii și se vor mai face și în continuare, în următorii ani, deoarece ați știut și ați văzut că s-au făcut niște hotărâri la acest capitol. Stimați colegi, întremur vocea de emoție, astăzi trăiesc aceleași emoții ca atunci când am depus jurământul de credință. Însă, dragii mei, a sosit momentul din motive personale, a sosit momentul să fiu eliberat de această responsabilitate. În permanență m-am considerat membru acestei familii, de oameni, gospodari, și sunt mândru că am făcut alături de cele realizate. Vă doresc multă sănătate, succes în alegeri și în activitate. Fiți, stimați colegi, alături, la bine și la rău, fiți alături de domnul primar, care este un om de valoare și merită. În încheiere, nu spun adio acestei familii, ci spun un rămas bun, să fiți convinși că voi fi alături de dumneavoastră. Să lăsăm cuvintele mari și să o spunem pe cea dreaptă. Vă respect și vă iubesc, stimați colegi. Domnul Călin, vă rog o masă de prezentare din partea dumneavoastră pentru noi, primar, suportat alături de dumneavoastră, chiar dacă am greșit sau de multe ori, atât față și de domnul primar și o trecut timpul, treburile s-au rezolvat și țin să vă mulțumesc pentru toate aprecierile care mi le-ați făcut. Noi mulțumim pentru consilieri.
nemai având alte puncte pe ordinea de zi, declar ședința închisă și vă mulțumim. Mulțumim.